Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Dragii mei, astăzi alături de prietenul Raul. Vă salut, te salut, Demi. Îți mulțumesc că ai putut să facem acest video. Cel mai mare drag și a fost și plăcerea mea, de asemenea. Raul are o mașință foarte frumoasă. Despre ce mașină vorbim astăzi? Despre un RS3 sedan 2019. Mi-a plăcut de prima dată când am văzut mașina la tine și voiam să facem un video. Așa, să te întreb așa de început, o curiozitate, de ce ți-ai luat-o? Care a fost ideea ta? Am avut foarte multe alegeri. Ok. Mă gândeam între un AMG A45S, că atunci chiar acum a apărut de nou model. Am înțeles. Cam seria din buget și motorul cam micuț, de 2 litri. Da. Am avut ăsta, RS3-ul respectiv, un CLA 45S, dar și la același motor de 2, prea micuț. Înțeleg. BMW M4 sau M3, doar că tracțiunea spate pentru 450 de cai cam înțeles, mult. Da, așa. Nu vreau să mă risc și înainte să mi-l cumpăr, de fapt înainte să decid ce să-mi cumpăr, okay, și-a luat un prieten din Deva. Am fost la el la Deva, m-a dat cu mașina. Mi-a plăcut cum merge, cum confortul din ea, e destul de spațioasă, plus că eu sunt singur, nu am nevoie de mult spațiu și am înțeles. Eu consider o mașină perfectă. Raul, aș fi curios să te întreb ce motor are, ce motorizare e? E un 2.5 TFSI de 400 de cai. Benzinar, asta e super. 450 de Nm, mi se pare. Deci are un cuplu de 450 da. Nm, am înțeles, asta e destul de bine. Din câte am înțeles, dacă pui pe dyno are 410, dar rămân la 400. Și e tracțiune integrală, 4x4. Ok. Deci e o mașină bună și de iarnă. Da, văzusem că e foarte brutală, știi? Adică trage foarte, foarte bine. Asta probabil de la cuplu și că e o mașină și ușoară, dacă nu mă înșel. Da, e o tonă jumate, tonă 550, ceva de genul. Ok. Și ajută foarte mult tracțiunea integrală și cai. Da, da, da. De cai noi. Nu sunt puțin. Da, corect, corect. Și ai și o aerodinamică destul de bună. Da, deci e foarte... Și designul exterior e foarte agresiv și mă gândesc că e foarte bine construit ca să aibă aerodinamică cât de bună posibilă. Da, cred, asta îi conferă și o sportivitate și nu știu. Și confort și arată frumos. E mașina nu... Să zic, din impresia mea nu pare o mașină atât de sport. Și când bagi piciorul, depășești cam tot ce vrei. De cât timp ai? Cred că ai de ceva timp. O am din luna mai. Ok. Asta, dar n-am prea apucat să o conduc, am fost tot plecat și nu m-am bucurat de ea. Am înțeles. Deci totuși e ceva timp, adică ai reușit să o conduci un pic, să vezi. Da, momentan am 5.000 km făcut cu ea, numai în România. Ok. Și da, sunt foarte încântat. Merge pe drumul României, dar sunt unele momente în care e cam greu cu ea. Da, e cam greu. Așa, să întreb totuși, deci la ce bănuți ar fi ea? Așa stock, gen nou, știi? Sau cum ai luat-o tu?
Deci mașina a fost valorată la 70.000 de euro din fabrica. 70.000, am înțeles. Da, atât a fost modelul respectiv. Ok. Eu am luat-o în 2021 și am luat-o cu 53.000. Oh, e bine. De deci eu zic că ai prins-o bine. Da, pentru că am prins-o de la un proprietar care a avut foarte mare grijă de ea. Cum am spus, o conducea doar duminica. O spălat după fiecare ieșire sau ieșire. Iarna n-a condus deloc. Pentru că atunci când am cumpărat-o nici măcar nu mi-a dat cauciuc de iarnă, că a zis că el nici măcar n-a ieșit cu ea iarna. Deci foarte îngrijită. La mașina respectivă. Mi-a spus că la fiecare colț al mașinii, la bagaj, i-a făcut dublu scat de vopsea ca să nu se strice vopseaua la ploaie sau Deci, cucina. Da, deci cu alte cuvinte, omul a avut grijă de ea. Grijă-o pe cât posibil. Și foarte puțin kilometri, 12.000 de kilometri, mi se pare foarte. Da, și eu zic, puțin. La banii ăștia, 12.000 de kilometri, eu zic e bine. Chiar ai prins-o foarte bine. Și îngrijită, văd că și tu îngrijești, asta da, e de apreciat, știi? E ca șochii din cap, înțeleg. Fiind o pasiune, mașina este pe prim plan momentan. Înțeleg. Și ce aș vrea să întreb, tu cum o folosești? Ca și mașină daily sau doar așa, mai rar să ieși cu ea? Nu, e folosită ca și o mașină daily. Ok. Deci, unde și eu ieșea mereu. Am înțeles. Face parte din viața ta. Exact. Să zic că am ceva de căcat, poate atunci o schimb mașina și mi-au altceva, dar pe total e mașina care e un daily car. Am înțeles. Și cum ți se pare, de exemplu, la drum? O, vezi o mașină obositoare? La drum am făcut un drum cu ea la Mamaia. Ok, la Constanța. Și mi s-a părut destul de obositoare, pentru că scaunele sunt foarte tari. Și te resimți după un drum lung, de exemplu. Da. Văd că e o mașină rigidă, scuze că întrerup, adică suspensie. E foarte rigidă, pentru că e și balonul mic pe jantele de 19. Ok. Și resimte orice mică de nivelare pe drum. Se observă, da, se observă asta. Și e greu cu ea la drum, mai ales dacă e și drumul puțin rău, e greu. Da. Așa pe autostradă e la 180 la oră, nu. Deci chiar nici nu mergi cu 180. Cred. Nu mișcă nimic de pe loc. Cred asta, da, asta-mi place, Raul, văzusem când am mers un pic cu ea, că e foarte stabilă. Da, pe curbe, știi? Foarte stabilă. Pe drum stă super, super bine. Asta, dat fiind faptul că are și garda la solul destul de lăsată. Da, și suspensia adaptivă. Ok. Când intră pe modul dinamic, e foarte țeapănă. Am înțeles. Nu prea mișcă nimic. Ok, asta e fain că ai motori, știi? De da. Seta și suspensia. Da, nu prea. E diferența mai între confort și dinamic, pentru că tot așa de grijit de. Da. Cum vezi trecerea din modul, cred că, eco sau modul normal, modul sport? E diferență? Trage mai bine? Bănuiesc că... Da, deci în confort, că aici e doar confort, nu avem. Din păcate nu am eco ca să consume mai puțin. Da, am înțeles. E puțin obosită, așa pare, deci care doar vreo 150 de cai. Merge, nu merge la turații, nu se aude nimic, la motor nimic. Ba când o schimbăm pe dinamic, se dezlănțuie cu întregime. Este foarte turată, schimbă foarte târziu, în ture. Îți place să conduci, gen să schimbi tu din padele? Da, de obicei dacă conduc mai agresiv, în dinamic, sau... mai agresiv, prefer să o conduc eu din padele, pentru că și sunetul e foarte, foarte frumos când o țin foarte mult în ture. Dar pe la 3.000 cam așa se aude, cred că, da, nu? Da, între 3.000 și 4.000 de acolo. Da. Adică soft limiterul, adică nu mai e limitată de soft și se aude.
spuneai tu că vrei să-ți faci o evacuare, da. Adică bănesc evacuarea stoc și e chestia cu clapete la ea? Când trece de 4 minute, okay. Și în confort, de exemplu, da. Ea deja deschide clapetele. Am înțeles. Dinamic, din câte știu, sunt constant deschise. Dar mi-ar plăcea să-i fac un downpipe măcar sau da, un full, o evacuare full. Acum nu sunt sigur încă pentru că încă am 3 ani de garanție. Ah, da, da, da. Și în timpul ăsta nu-i bine să... Exact. Și am vorbit la reprezentant și mi-au zis că se anulează garanția dacă... Da, bănuiesc. Dacă fac ceva la ea. Plus că ai vrea să-și fac și un stage de putere. O mai duci în ceva căluț. La 400, 420, 450. Da, stage. Da, 450 în joc de... Să zic că mai vreți și evacuarea ceva. 10-20 de cai. Mai schimb și o turbină, deci o faci rachetă. Să zicem. Voiai să-ți iei și ceva diesel? Sau ai optat doar benzinar? Am avut ceva diesel înainte. Am avut un Peugeot 3008. Ok. Mini SUV. Diesel, 130 de cai, dar mi se părea prea, prea încet. Da. În schimb, consumul era foarte bun, aveam consum de 5, cam orice, orice mers. Am făcut chiar și 1000 de km cu un plin, de 50 de litri. Da, da, da. Și asta cam ce consum are? Păi, momentan, ai consum de 24,5. 24? L-am mers frumos. Nu, sau nu, nu, nu. Gen... Hai să că am dat în ultimele 5 de km. Ah, ok. Da, la, cum am spus, m-am mers la mare, am avut un consum de 9, ceva de genul. Ah, ok, 9. Am mers frumos, mers frumos. Deci consumul mix. Exact. Dar dacă ne apucăm să mergem cu ea, cum e acum 24, chiar și 27, 28. Ah, deci sare, ajungem la 30. Până la 30 chiar n-am ajuns, dar ajuns. Dar apoi supun că cred că poate să da. Ajungă și până acolo. Acolo chiar poate să ajungă. Da. Ajung pe autostradă, poate la 250 constant. Eu zic că ajunge și până acolo. Am înțeles. Ai dat un stop, top speed sau ceva? Top speed-ul are de 280, în care pachet dinamic. Uh-huh. Dar am ajuns la 250, că mai încolo n-am. N-am curajul. Am înțeles. Poate prin Germania când mă voi duce. Corect, nu aici la noi țară, exact. În Germania, acolo le testăm. Acolo testăm tot. Asta e perfect. Și un 0-100? 3,6 secunde. 3,6? Da. Wow, e genial. Asta e genial, mi se pare super. 3,6 fără launch control, acum poate cu 0,1 secunde mai repede cu launch control. Ținerea. Probabil n-ai ținut-o super, super mult timp, dar ți-ai făcut așa o idee, deci, despre ea. Când am adus-o în țară, primul lucru, okay. Am dus-o la reprezentanță, uh-huh. I-am făcut schimburile de ulei, filtrele, uh-huh. Și uleiul de la, nu, lichidul de frâne, da. A fost 25 de milioane, mi se pare cam exagerat. Să știi, să știi că e o mașină top of the line de la Audi. Uh-huh. Și mă așteptam să am asemenea cheltuieli. Da, te-ai așteptat un pic de la început, da. Ai știut despre ce e vorba. Și chiar acum aștept să mi se aprinde becul la plăcuțele de frână, care o să fie în jur de 30 de milioane, ca să le schimb. Am înțeles. Deci e un scop. Cam ce schimb pe ea e destul de scump. Da, da, deci asta e. Îmi place foarte mult cum arată de afară. Ai ceva chestii puse sau e stoc? Nu, momentan e stoc. Tot e stoc. Am înțeles. Dar... Elementele, scuze că te întrerup, mi se par așa foarte frumoase. Gen negru, arată foarte, foarte bine. Spune că e piano black. Da, piano black. Mi-ar fi plăcut dacă era fibra de carbon. Uh-huh. Înțeleg. La modelul ăsta nu se poate. Ai vrea să spui tu, poate, tipsurile și metal lipul. Da, lip, un lip, un eleron mai mare puțin de carbon, da. Niște jante noi. Niște jante, da. Mi-au dat doar sezonul viitor. Asta pe cât sunt? Sunt pe 19. Pe 19? Da. Dar chiar dau bine, adică mi se părea foarte frumos. Da, dar m-am gândit să le țin astea pe de iarnă, să-mi iau cauciuc de iarnă pentru ele. Uh-huh. Și la anul, în vară, să-mi iau și cauciuc și jante noi, ceva mai deosebit. Ok, ok, am înțeles, da. Da, asta e bine. Și bănuiesc că ai un plan să o ții, nu? Momentan nu știu cât o să o țin. Okay. Fiind pasionat, am mai multe idei în cap. Da, apăruse acum noi modele de mașini,
facelift-uri la anumite mașini pe care mi le-aș fi dorit. Am înțeles. Și poate cu viitorul să schimb. Mă gândeam la nou model de RS3, că abia ce a apăruse. Oh, da. Adică o să apare, de fapt, acum în august. Da, da. Mă gândeam să dau pe ăsta la un buyback și să mai punem ceva bani. Sau un M3 sau un M4 de la BMW. Tare. Uite, aici eram puțin curios. Te-ai uitat și spre altă gamă? Văzusem că ești pasionat așa de Audi, dar nu cred că te-ar deranja, nu? Dacă ți-ai ceva de pe la BMW, nu. Mercedes... Da. BMW-ul am câteva, doar câteva modele. Ce-mi... Doar câteva? Da. M3, M4, un X5 poate. Ok. Dar nu-i nu-mi place nimic la BMW. Nu. Da, da. E... Asta mi-ar fi plăcut, poate un M3, un M4. Uh-huh. Și, cum spuneam, A45S. Da. Doar motorul prea mic și nu mă cântă. Corect. Deocamdată ne bucurăm de RS3. Exact. Abia am luat-o, mă bucur de ce am. Corect. Sunt recunoscător și pentru viitor o să vedem. Corect. Pentru moment eu zic că e exact ce avea nevoie. E și sportivitate pe ea, și confort. Îmi place cum stai în scaun, așa tip, asta tip scoi, că te îmbracă foarte bine. Elemente de bună calitate, nu cred că greșesc. Nu, dacă nu zic chiar, asta. Chiar în interior, foarte reușit, din punctul meu de vedere. Da? E peste BMW. În 2019, eu zic că modelul ăsta și un M4, M3 e peste... Uh-huh. Cel puțin cu... ceasurile de bord. La ceasurile, da, da, mi se pare foarte, foarte frumoase. Chiar asta am observat și eu și foarte bine că ai punctat. Da. Și ce mai mi se pare foarte tare la mașină, de când am intrat, ne-am observat că are spațiu. Da, e o mașină spațioasă. Surprinzător, pare mașină, e o mașină compactă, da. Are destul de mult spațiu înăuntru. Chiar e, nu mă așteptam. Și portbagajul e destul de mare. Da, mi-a arătat, dar chiar nu mă așteptam să fie așa spațioasă când o vezi de afară, știi? Te uiți un pic, zici. Așa credeam și eu, până când am stat în labirintul acela. Uh-huh. Și chiar m-am mirat cât de mult loc am în mașină. Uite, îmi place, Raul, că avem o vizibilitate destul de bună, știi? Da, îmi place foarte mult acest cockpit. Îmi place foarte mult că are mai multe moduri. Da. De exemplu, harta, unul aici. Ok. Se pare foarte frumos și foarte util în același timp. Mi-aș fi plăcut să aibă un head-up display. Uh-huh. Chiar să știi. Ia ochii de la drum. De la drum, da. Dar nici asta nu se poate pune pe modelul respectiv. Am și are o grămadă de chestii utile, informații utile. Da, da, da. Oricum mi se pare foarte drăguț volanul. Nu știu, cred că și ție așa. Da, îmi place. Teșitura jos și tot. Și asta mă gândesc să-l schimb. Da? Da, să îi fac elementele astea de o sus și jos de carbon. Ok. Și poate un design nou cu piele roșie pe aici ca să fie matching cu uh-huh. elementele cu roșu din mașină. Să știi că ar da bine. Cum să zic, e cu gust, știi, simplu, da, dar cu gust. Și tableta asta, care poți să pui la fel mapa sau orice altceva. Uh-huh. Apple CarPlay. Da, 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 te ajută, să știi. Și cred că e destul de util. Măi, da. Și da, e foarte simplu aici și asta îmi place foarte mult. Da, exact. Totul la mână, nu trebuie să intru printr-un ecran foarte complex ca să dau, să încălzire în scaun, de exemplu. Să știi. Cum e la alte mașini. Raul, să zic așa, la final, mi se pare o mașină super drăguță, m-a impresionat în mod plăcut. Îți doresc mult succes cu ea pe viitor și mi-ai spus că o să faci un proiect, nu? Din ea. Da, sper că... Nu știu dacă o să mă pot abține să nu ating. Cred, să cred nu asta. Bag degetele prin ea, să știi pe acolo anumite exact, chestii. Cred asta. Încă până la finalul zi sunt pasionat și... Despre asta e cel mai bine. Despre asta e mașina. Și știi cum e? Oricât ar fi scumpă, costisitoare și așa, în momentul în care mergi cu ea și o auzi, efectiv uiți tot. Da, uiți tot. Cred adică asta. Bag un plin la în fiecare zi, de exemplu. Cred la asta. Măcar zâmbetele mele, mă bucur eu de ea. Da, te face fericit. Am un chip pentru ea și de ce să nu mă bucur de ea dacă tot am reușit să mi-o cumpăr? Exact, exact. Asta e cel mai frumos. Și în momentul în care auzi, da, scuze că te întrerup, poți spui. Și la finalul zilei sunt recunoscător față de tuturor, față de Dumnezeu, de mine. Da, asta e cel mai important, da, așa e. Că ai reușit și ai reușit ceva frumos. Exact. Pentru asta lumea trebuie să aprecieze. Chiar dacă sunt unii care nu o fac, nu trebuie să-i înseamnă. Tu ai reușit ceva și ești împăcat cu gândul. Asta e super bine. Asta e cel mai important. Da. Îți mulțumesc și ție pentru timpul acordat. Cu mare drag, orice mi-a făcut mare plăcere, ai o mașuță frumoasă, ai grijă de ea pe viitor și de ce nu să ne vedem cu proiectul finalizat, dacă putem spune, da, pe viitor. Poate într-un an, poate chiar mai repede, depinde cum o să mă pot abține. Exact, da. Stau.
O să vedem. Vă mulțumim și vouă și vă dorim toate cele bune. Salutăm. Salutăm.